M-am jucat Hide and Seek cu Andrei 2010 pe Minecraft. Ați auzit foarte bine, oameni buni, și da, tot ce pot să vă spun este că a fost o nebunie totală. Nu vreau să vă dau foarte multe detalii, nu vreau să vă spun cine a câștigat. Apropo, scrieți în comentarii cine credeți că a câștigat. Nu uitați să dați un mare like, oameni buni, la acest videoclip. Dacă vreți episoade cu Hide and Seek sau cu Andrei 2010 sau episoade în general, un subscribe, un clopoțel și rămâneți până la final să vedeți cine a câștigat la acest super Hide and Seek, pentru că episodul ăsta de Hide and Seek chiar a fost mult prea mișto. Ok, și acum fără nici fel de adăugare, haide să trecem direct la videoclip. Ok, Andrei, ești gata să te bat la Hide and Seek? Să ce, mă? Să te bat, vrei să zici? No. Să te bat! No. Să te bat eu! Bă, Andrei, nu știu exact despre ce vorbești. Ideea este în felul următor. Oameni buni, duelul titanilor se întâmplă acum. Andrei, ideea este în felul următor. Dăm 2 secunde să fac chiar aici setările și hai să dăm start. Dar stai! Stai! Nu. Asta voiam să zic și eu. Stai! Nu putem începe, Andrei. Nu putem să dăm start. Dar știi de ce nu putem? Pentru că încă n-a dat lumea like, frate. Ce e asta? Așa este, Andrei. Efectiv, nimeni nu a dat like la clipul ăsta până acum, deci da, presupun că așteptăm un like și un subscribe și un clopoțel la clipul ăsta. Bogdan a dat like încă. Hai, mă, Bogdane, pe bune, dă-mă like. Ok, Andrei, acum că toată lumea a dat like, hai să începem acest concurs de hide and seek. Mamă, oare ce o să pic hider sau seeker? Adică oare mă ascund sau oare caut? Ok, Andrei, ești gata? Până la cât jucăm? Ha, bă, bună întrebare, sincer să fiu cu tine. Hai să vedem cine ajunge primul la 4 sau la 3. Cum zici? Nu știu, zi tu cum consideri. La 4, că după e clipul prea scurt. Ok. Bine, ok, cine ajunge primul la 4? Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Oh my god, eu mă ascund. Bine, mă! Oh my god, ok, uitați-l aici pe Andrei. Ce zici, mă, Andrei? Bă, ia uite, mă ascund. Mă rog, ce urât ești? Bă, taci, mă. Ok, mai sunt 10 secunde până efectiv începe să mă caute Andrei. Ok, hai să ne ascundem repede undeva. Vai de capul meu, ok, bun, vreau să mă ascund. Uite, chiar aici, 100% n-o să mă găsească. Cine nu-i gata, le iau cu lopata. Aolo, nu. Ok, bun, fraților, nu știu dacă mă ascund bine aici, sincer să fiu. Nu știu dacă e în regulă ce se întâmplă. Fiți atenți, vreau să-l trolez pe Andrei, deci fiți atenți. Hai să mergem după el, deci uitați-l, stați așa, uitați-l acolo sus. Uite, chiar acolo. Aolo, bun. Nu cred că, bă, chiar nu cred că o să mă observe vreodată. Ia, uitați-vă, coboară chiar acolo. Ia. Mamă, hai de capul meu. Bă. Ok. Ia uite-l. Bă, ce, mă? Hai de capul meu. Mă, ce? Ok, ce a fost asta? Bă, stai o secundă. Andrei, ți se anunț că efectiv ai trecut pe lângă mine. Ce, mă? Da, vin înapoi. Da, vin înapoi. Sigur nu mi-am schimbat locația dacă e. Bă, stai o secundă. M-am văzut, bă. Bă, stai o secundă, nu. Repede, cum scap. Vine după mine. Ok, gata, am o idee. Fiți atenți. Hop. Bă, Andrei, ce e acolo? Uite, e pizza gra... A fugit, pa! Ce, mă, nu-i pizza gratis, unde e? Mamă, săracul, cum l-am păcălit. Hai, bapta, să mă prinzi acum. Ok, repede, mă ascund aici. Perfect, bun, hai că nu mă vede. Nu, mă, că ai trișat, nu-i corect. Da, păi e vina mea că te-ai uitat în spate. Te-am păcălit, hai, ce să faci. Bun, hai să mergem așa ușor spre el. Să vedem care-i fața, uite, urcă scările. Ia, mă, să mergem și noi pe ei să vedem ce se întâmplă. Ok, ia, uită-l. Ok, cred că m-a văzut, bă! Fii atent, cea mai rapidă ascunzătoare din România, fii atent, bam! Bă, n-are cum! Bă, dă-o încolo, n-ai voie, deci n-ai voie așa ceva. Ok, cred că m-a văzut din nou, nu. Uaaa, ce ranimo! Ok, și fii atent, ai schemă, că nu o să credeți așa ceva. Hop, ia vezi schemă! Bine! Bă, sunt prea bun! Bă, prea bun de prea multe ori! Bă, unde te-ai dus? Baftă! Nu, pleacă, te rog, pleacă! Spune-mi, te rog, că nu se uită la mine! Haide, mă, că e... Mă, ce-o fi textura asta ciudată? Nu, cred că e doar o umbră. Doamne, îți mulțumesc că e Andrei și că nu e inteligent.
Ok, bun, gata și cu ascunzătoarea asta, nu mai pot. Băi, fraților, deci efectiv e cea mai intensă chestie. Mă, ce ești, mă, bowling? Ok, nu e bine. Nu, îmi trebuie o altă ascunzătoare, îmi trebuie ceva. Oh, oh, da. Ok, hai că aici merge și fiți atenți și cum ascund. Deci mă fac lemn. Deci ok, mă fac lemn și mă bag aici și închid și astea. Oh my god. Bă, păi n-ai cum, nici eu nu mă văd în momentul ăsta. Deci dacă Andrei trece pe aici, deci uitați-vă și voi. Deci dacă Andrei a trecut pe aici vreo secundă, ok, ia, trece chiar acum, fiți atenți. Dați-mi doar 2 secunde să vă demonstrez. Deci fiți atenți. Na, poftin că nu-și dă seama. Păi n-are cum să mă vadă, frate, e imposibil. Adică, bă, mă uit în ochii lui. Deci dacă nu mă observ în momentul ăsta, sunt genial. Mă, ce-i asta? Ce, mă? Ha, nu cred, te-am găsit. Din greșeală? Aha. Bă, frate. Ok, Andrei, nu, știi ceva? N-a fost corect pentru că ce? Ha, bine, poate a fost corect, dar... Bă, mamă, ce moftic. Ok, hai, iar, ok, e 1-0 pentru tine. Stai aici că mai trebuie să câștigi încă 3 ca să câștigi de tot. De slabe șanse, bine, hai. Ok, 3, 2, dar stai puțin. Frate, eu vreau să schimb harta, știi ceva? Eu îi dau pe asta. Eu vreau să jucăm pe harta aia, bine? Ok, 3, 2, 1... Oh my god, eu caut. Oh my god, eu caut. Nu cred. Oh no, eu sunt seeker. 3. Baftă, mersi. 2. 1. Și... cine nu-i gata, iau cu lopata. Ok. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Hai să vedem, băi băiete. Ha, dacă eu aș fi Andrei, unde m-aș ascunde? Ce varză ești? Păi, opa! Nici n-am început și mă faci varză. Cum funcționează treaba asta? Deci chiar vreau să știu cum funcționează. Gen, care-i faza? Ce se întâmplă aici? Deci nici n-am început și un moment deja mă face varză. Ok, aici nu e. Ok, deja 1-0 pentru mine. A, bine mă, da, sigur. Stai liniștit că acum te găsesc. Deci stai liniștit că acum mă plimb peste tot și... Ok, nu, gata, știu. Bă, frate, dar nu se poate așa ceva. Bă, dar nu înțeleg. Mă, dar voi vedeți cum... Mă, parcă peretele ăsta e ciudat. Adică, uitați-vă și voi. Mă, ce? What? Voi vedeți că a luat-o peretele la fugă? Bă, frate, ce ciudățenii, doamne, ce partă ciudată. Chiar nu înțeleg ce se întâmplă aici. Mă, Andrei, de ce râzi că nu înțeleg? Care-i faza? De tine? Păi, de ce râzi de mine? Chiar nu înțeleg ce am făcut de... E așa amuzant. Ok, ia să vedem. Că ai trecut pe lângă mine... Mă, voi vedea și ceea ce văd și eu? Nu, stai o secundă, stai! Stai puțin! Oh, what? Ce, mă? Oh! Ce, bă? Ia-o pe asta, Andrei! Ia-o pe asta! Na! Of, dar nu-i corect, că dacă te-ai ascuns pe harta aia, logic că pierzi, că e harta mică. Bă, în primul rând, tu ești mic. Ia-o pe asta! Ce, mă? Tu ești mic! Ok, Andrei, în momentul de față este timpul să jucăm niște hide and seek și pe harta cu ferma. Pentru că știu că îți place foarte mult. Nu? Adică e oribilă. Bă. Ok, scorul este de 1-1, așadar hai să vedem ce se întâmplă. 3, 2, 1 și... Oh my god, eu mă ascund. Oh, nu? Oh, da. Bun, fraților, în momentul de față, uitați-vă la mine. Deci, în momentul de față sunt deghizat și, practic, eu mă ascund. Ok, bun, hai să vedem unde mergem. Hai să vedem ce se întâmplă, care-i faza. E cea mai oribilă hartă, bă, tu ești cea mai oribilă hartă. Ok, bun, lăsăm chestia asta la o parte. Ce, mă? Tu ești? Ok, bun, nu mă interesează. Bun. Deci cred că o să mă ascund. Oh my god. Mamă, deci dacă m-am ascuns ca dobleac aici, păi nu mă mai găsiște. Ce, mă? Păi n-are nicio șansă, bă băiete, dacă mă ascund aici. Ok, Andrei, știi ceva? Baftă, bă băiatule. Deci chiar vreau să văd ce se întâmplă. Deci dacă Andrei mă găsește aici, eu, deci eu îi dau tot ce vrei. Deci uitați-vă și voi cât de perfect sunt. Deci sunt perfecțiunea întruchipată. Andrei, vreau să știu ce ai mâncat azi. Dacă tot ne plictisim. Pizza? Da, clasic, sincer. Nu știu, frate, consider că ne plictisim și aș vrea să facem niște conversații așa, să vorbim despre una alta, ce mai faci? Lasă-mă că mă distragi. Ok, uitați-l acolo, deci uitați-vă. Bă, vine spre mine? Nu, ok, bun, hai că nu vine. Ok, nu se poate? Băi, ești depurat cu fix pe lângă mine. Ok, cred că e timpul să cam plec de aici sau ceva, pentru că n-are niciun sens. Ha, pe unde să o iau? Te-am văzut, bă? Ce mă? Vine după mine cumva. Da, cred că vine după mine. Ba! Nu, repede. Nu. Ok, nu, stai 2 secunde. Nu. Nu-mi face rău, sunt doar un butoi. Bun, hai că știu.
Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți, nici tu cum să-l pierd. Ok, deci mă duc aici sus, bun, perfect. Acum mă duc în capăt, mă duc în capăt și mă ascund aici. Bun, hai, hai. Da. Te rog, te rog, te rog, spune-mi că, te rog, spune-mi că mă lasă în pace sau că nu știu, îmi moare creierul sau ceva. Zica nu mă vede. Ha, uite un crafting, stai să-mi craftez și eu niște pizza. Ce mă? Hei, ia-ți mâinile de pe mine! Ok, nu știi ceva, am plecat de aici. De ce nu merge? Ok, nu pot să fiu folosit de Andrei. Eu nu sunt un crafting la urma urmei, sunt un ice iron care se ascunde în crafting, dar mă rog. Oh, no, mamă, nu mai scap de asta niciodată. Fii atent că mă aleargă asta toată harta. Nu, se gata, știu. Mă fac dovleac, stai, ok. Fii atent. Oh my god, cum am scăpat? Cum am făcut asta? Sunt prea bun, sunt pur și simplu prea bun. Deci efectiv sunt cel mai bun. Uitați-vă, a plecat, uite-l, ok, a plecat. M-a lăsat, deci m-a lăsat în pace. Asta e tot ce contează, oameni buni. Perfect, bun, deci o să fie scorul 2-1 dacă câștig treaba asta. Ok, hai să mă ascund în cămăruța asta, cred că e bine. Ok, bun, repede, trebuie să mă fac fun. Haide. Mă, dar cum de nu observă Andrei că efectiv e un bloc de dirt pe lângă niște blocuri de fân? Adică cum nu observă? Ia, vede capul meu, s-a oprit la mine. De ce se uită la mine? Cumva pentru că sunt un bloc de dirt lângă multe blocuri de fân și n-aș avea ce să caut aici? Ha, cine a pus un bloc de dirt aici pe lângă fân? Doamne, cineva o să fie concediat pentru asta. Ce fermier e ăla? Ăla săracu, bă, stai puțin. Bloc de dirt? Ha. Bă, Silent, știu că tu ești. Oh, ce? Stai, nu. Încă 5 secunde, hai că pot. 3, 2, 1, wow! Bine, mă. 2-1, ia-o pe asta, Andrei. Oh my god, bă, frate, cum am făcut-o și pe asta? Dacă aveam încă 5 secunde în plus, te băteam. Aha, mamă, bă, ce vrăjel, bă. Da, dar sigur mă băteai dacă mai aveai. Da, da. Bă, frate, ce mă? Bine, mă, hai iar să vedem cine e mai bun. Hai iar? Ce mă, mai vrei să zici bătaie sau ce se întâmplă? Ha, bă, că te fac praf. Ok. Oh my god, eu caut. Ho-ho! Andrei, ce părere ai de faptul că eu caut? Tare? Cum adică doar tare? Păi, nu mă găsești. Ești tu sigur de asta? Eu sunt cel mai sigur? Ok. Păi în cazul ăsta, Andrei, mai sunt 10 secunde și încep să te caut. Și țin să te informez că scorul este 2-1 pentru mine. 3, 2, 1. Oh, cine nu-i gata, le-au cu lopata. Nu-mi pasă că e 2-1, că o să fie 2-2 acum. Aha, da, sigur. Măi, eu mă fac presimțire că Andrei obișnuiește să se ascundă pe aici pe la început de obicei. Adică, nu m-ar mira dacă ar fi chiar acest bloc. Ok, nu e. Ok, a scăpat de data asta. Ce să fie el oare? Ia să mergem noi sus. Dă-te bătut, bă. Bă, stai mă cu minte că nu mă dau eu bătut niciodată, mă, Andrei. Calmează-te. Ok. Ceva parcă... Ok. Ceva parcă e suspect aici. Stați așa 2 secunde. Ia dați-mi doar 2 secunde. Andrei, trece cu a! Ok, ia că i-am dat una. Ia, hai să vedem ce face. Ia, coborâm pe scări. Nu coborâm pe scări. Ce zici, mă, Andrei? Mă, Andrei, ce faci, mă? Bă, băiete, stai mă puțin, Andrei. Bă, băiatu, alo. Ia uite-l, mă, bă, e nebun ăsta, mă, ce are, mă, bă, Andrei, stai, mă, bă, nu vrei să discutăm, mă, bă, stai, mă, așa, ce-ai făcut azi? Zi, mă, Andrei, ce-ai mai făcut azi? Zici și mie, nu vrei să vorbim sau ceva, uite, ți-au un interviu. Doamne, nu vreau să zică nimic, săracu. Bă, Andrei, nu mai fugi, mă, cu piciorușele alea, că zici că ești, doamne. Andrei, vreau să-ți iau un interviu, stai! Ce interviu, mă? Păi, uite, vreau să te întreb așa, gen... Cum e viața ta ca o bucată de fân? Gen, cum e viața ta de fân? Nu știu, chiar vreau să știu, sincer. Nu-mi place? Păi, ne poți detalia mai mult de ce nu-ți place? Adică ai vrea să faci o schimbare sau ceva? Spune, domnule fân, ce nu-ți place la viața ta? Spectatorii se uită, toată lumea se uită chiar acum, toată viața mea am dorit să fiu un dovleac. Mamă, păcat, sincer, păcat. Dar hei, să știi că te poți face un dovleac dacă vrei. A, da,
Bă, stai, bă! Ia uite-l, bă, l-am ajutat să-ți facă dovleac și acum am plecat. Bă, treci, mă, cu a trei. Oh, treci. Oh, what, încă una. Mamă, nu se poate așa ceva, o să fie 3-1 în curând, nu cred. Bine! Bă, trișuezi? Ba nu, nu e adevărat, Andrei, e efectiv 3-1 și momentul de față. Bă, uite-te la mine, Andrei. În momentul de față, dacă mai câștig una singură, am câștigat de tot. Adică, ce părere ai de chestia asta? Păi, nu o să câștigi că eu te bat și cu tot cu trișatul tău. Bă, da, eu gen, nu înțeleg cine trișează. Da? Păi atunci de ce ai dat cu... ai dat cut fix înainte să mă omori. Nu înțeleg, nu știu despre ce vorbești. În orice caz, hai să vedem, oameni buni. 3, 2, 1 și... Oh my god, nu se poate așa ceva. Mă ascund din nou. Te găsesc? Ok, fiți atenți, vreau să trolez. Și fiți atenți că vreau să-l trolez la maxim. Deci fiți atenți ce fac. Deci mă ascund efectiv la început. Deci efectiv mă ascund ca dovleac. Stați așa, dați-mi doar 2 secunde, perfect. Deci mă ascund fix aici la început, unde se spawnează el. Vreau să văd dacă observă. Deci efectiv aici unde... Uite, mă bag, uite, puțin mai în spate, uite, așa, perfect. Deci fix aici unde se spawnează, aici mă ascund. Sunt curios dacă observă. Deci dacă nu-și dă seama, e cel mai... Mamă, nici nu știu cum să-i zic. Ok, fii atent. 1 și... Andrei, te găsesc în 3 secunde, o să vezi că sunt prea bun. Vrei să vezi? Da, mă, ia, hai, cum mă găsești tu în 3 secunde? Chiar, oh, ce? What? Ha? Bă, cum, mă? Ți-am zis? Păi, bă, cum ai știu, mă, tu că sunt acolo, gen, că sunt fix la început? De unde știi tu asta? Ai uitat să te dai pe mut când ai explicat că te ascunzi la început ca dovleac. Ok, bine. Ok, Andrei, 3, 2, 1 și... Oh my god, eu caut. Deci dacă o câștig pe asta, oameni buni, s-a terminat. Deci în momentul de față cât e? E 3-2 sau 3-3? În orice caz, e 3, nu știu. E 3-2, dar în curând o să fie 3-4. Păi, gen... Ok. Da, mă rog, în orice caz, dacă o câștig pe asta, oameni buni, am câștigat de tot. 3, 2, 1... Cine nu-i gata, le iau cu lopata. M-am ascuns mult prea bine. Ok, fii atent, dă-mi un indiciu, dă-mi un indiciu, Andrei. Deci, mamă, doar nu s-a ascuns pe aici la început, nu? Oh, pisicuță, indiciu sunt la început? La început? Cum la început? Adică, bă, săracu, bă, mi-e milă. Bă, Andrei, tu vrei să-mi spui ce, bă, ce... Andrei, tu chiar crezi că eu nu te văd în momentul ăsta? Nu? Andrei, ți se anunț că oficial am câștigat! Wow! Ce, mă? Dar de unde știai? Păi, mi-ai dat un indiciu că ești la început și gen... Ai aruncat și cu poțiune și erai la început și gen... Era prea ușor. Andrei, ce, mă? Exact, am câștigat, sunt regele! Nu se poate, ba se poate! Ce? Ce-a făcut, mă? A ieșit?